Nu sunt rezultate foarte bune, dar avem timp să remediem probleme care au apărut pe parcurs. Ambele echipe se confruntă cu accidentări și cred că lucrul ăsta a influențat rezultatul final. O prestație destul de modestă din partea secției de basket a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște în cadrul testelor naționale susținute în perioada 22-23 martie. În egală din deplasare s-a întors echipa Under 14 feminin, care a dat piept cu CSS Sfântul Gheorghe în etapa a patra, faza semifinală din cadrul campionatului național, pierzând cu 74-84. Nici pe teren propriu nu au reușit să apere coșul Clubului Școlar Sportiv Târgoviște echipele Under 14 masculin și Under 16 masculin. Fetele pregătite de mine au avut o evoluție oscilantă. Am pierdut 84-74 la Sfântul Gheorghe, o echipă puternică, dar dacă eram puțin mai atenți, puteam să ne impunem. Sunt convins că returul de pe teren propriu peste o lună zile vom reuși să câștigăm și să ne îndeplinim obiectivul, și anume participa la turneul final. De asemenea, grupa pregătită de doamna Gabriela Trandafirescu a pierdut pe teren propriu cu CSU Gwatiopol Brașov 58-70, iar echipa pregătită de domnul profesor Ioan Valerian a pierdut pe teren propriu cu CSU Aurel Vlaicu București 30-77. Cea care a ieșit cu fruntea sus de pe teren din sala de sport a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște a fost echipa Under 18 masculin, antrenată de Andra Păun, care s-a impus cu 63-43 în fața oaspetelui Cuza Sport Brăila. Echipa de U18 pregătită de doamna profesoară Andreea Păun a reușit să impună clar 63-43 pe teren propriu cu CS Cuza Sport Brăila. De asemenea, ieri am primit vestea de la Federație că turneul semifinal se va desfășura în perioada 7-11 aprilie la Târgoviște. Sper ca să fie un avantaj pentru echipa noastră și să obțină după mult timp calificarea la turneul final grupa valorică.